Salut, salut! Am revenit la treapta noastră, după câteva zile, ne-a preocupat alte chestii pe aici și erau câțiva curioși care și-au spus părerea despre motivul căruia s-a datorat acest lucru. S-a desfăcut treapta de pe scară și uite ce am constatat noi. Marmura are pe spatele ei o plasă lipită cu un liant, care se numește Joli. Nu știu de unde vine denumirea, dar acest liant a creat o suprafață foarte, foarte lucioasă pe spatele marmurei, ceea ce a creat, de asemenea, o aderență foarte, foarte slabă. Noi n-am avut altceva decât să polizăm un pic dosul plăcii, să ajungem la marmură, să trecem de luciul ăla și să ungem din nou placa cu CM17 ca să o punem la același nivel cu gresia de dinainte. A trebuit totuși să spargem adezivul pentru că altfel nu ne mai încăpea încărcătura noastră, nu o puteam regla și să montăm, simplu. Las pe colegul meu să se desfășoare aici. La orice plăci ceramice, indiferent că e marmură, că e granit sau că este gresie, noi facem același lucru. Aplicăm material și pe spatele plăcilor. Asta creează o priză sigură în momentul în care o punem pe pardoseală. Am mudat deja înainte aici. Am pus deja și contratreapta. Care sărise. Foarte important aici este cimentul rapid la montajul plăcii astea. Și vă zic și de ce. Îl facem cu apă, dar nu-l amestecăm foarte tare. Și nici nu-l facem prea gros. Mai mult apă. Se întărește foarte, foarte rapid. Importanța lui aici este că, întărindu-se mai rapid decât adezivul, nu-i permite treptei să se absoarbă datorită adezivului. Atunci când o montăm noi la nivelul gresiei, adezivul când se usucă o absoarbe. Cimentul rapid se întărește înaintea adezivului și rămâne exact așa cum o punem noi. Fără riscul de a coborâ față de gresie cu 2-3 mm, așa cum se întâmplă atunci când nu facem asta. Aplicăm și un șnur de silicon între treaptă și contratreaptă. N-avem o ventuză, era bună acum, nu? Și iată că am adus această treaptă exact așa cum era înainte, exact la același nivel.